Deci mai puteți mai repetați o dată, vreți să ne dați sancțiune pentru ce? Că Enelul vrea să intre abuziv la noi pe proprietate? Nu abuziv, v-a cerut acest lucru. Păi da, și pe proprietatea noastră, o hotărâre judecătorească, ne puteți arăta acum, în momentul de față. Nu avem hotărâre judecătorească. Păi atunci stați aici, că stați bine, uitați pe stradă, aici stați bine. Eu nu, mie nu-mi trebuie hotărâre, că eu nu vreau să intru acolo. Nu, ți-e trebuie mandat. Păi da, dar eu nu vreau să intru acolo, dă-mi și vor să intre să verifice. Să o hotărâre, păi eu nu le dau voie până nu aduc o hotărâre. E proprietate privată, domnule, asta nu înțeleg. Dacă au acolo ceva de măsurat. Domne, nu au nimic, domne, e panou cumpărat de noi, cabluri cumpărate de noi. Să aduc o hotărâre judecătorească. Să vină și domnul comandant, dacă vine nu ne impresionează. Poftim? Cine, el sau... Haideți să verificați. Nu am competență, eu ce să verific eu? Nu are competență. Păi eu sunt de la Enel să verific eu. Dă și vor să verifice. Nu eu. Nu, nu mai are competență. Dar nu vreau eu să verific. Ce să verific? Sunt de la Enel eu? Domnule, lasă-mă în pace. Nu mai are competență acum. Nu mai are competență. Nu. Cine este căciunea asta? Nu știu, am uitat. Cum vă numiți? Da, v-am mai spus de câteva ori. Dar spuneți, nu vreau spuneți eu să... proprietarului cum vă numiți. Dar nu vreau eu să verific acolo. Dă și de la Enel vor să verifice. Cum? Dânsii de la Enel vor Pantelică să... cum? Dânsii de la Enel vor să... Da, domne, Pantelică cum? Da, v-am mai spus și... spuneți încă o dată, da, ce e așa greu? Pentru ce să spun? Pantelică cu cine știu eu că vorbesc acolo? Cu proprietarul, zi, păi, Pantelică și mai cum te cheamă? De unde să știu eu că vorbesc cu proprietarul? Pantelică Stricăciunel cheamă, așa zi. De unde să știu? Aveți grijă cum vorbiți că puteți să luați sancțiune la legea așa aici. Haide, să și eu v-am rugat frumos, cum vă numiți? Pantelică cum? Da, eu v-am mai spus de două ori, de câte ori să vă spun? Mai spuneți-mi o dată. Pantelică cum? Pantelică Stricăciune, mă, așa o cheamă. Pantelică Stricăciune, a plecat de lângă el, că mă enervează. Stai așa, stai că uite, îți dau să... să uite, să vă transmită un mesaj. Nu, da, eu ți-a zis George Bosungeanu că îl vorbești. Uite, îți transmite un mesaj. Nu vorbește, el nu vorbește cu Stricăciune ca dumneata. Vă transmite un mesaj. Eu nu vorbesc la telefon, cu, că nu știu cu cine vorbesc. Dar ți-a zis eu cu cine vorbești. Uite, tata, transmite. Multă sănătate. Uite, tata, ia, transmite. Stai, că i-a căzut actelelul ăsta. Da, dar stai că, uite, i-a căzut actelelul ăsta pe aici. Cum? I-a căzut actelelul, bă, nu a văzut pe aici. Da, da, da. Au văzut ce scrie acolo de gratinerea? Au văzut, îți dai seama. Da? Da. Pantelică nu știu cum. Pantelică Cristian. Pantelică Cristian. Da.